Să vedem o discuție surprinsă cu camera deschisă între Sanda și mama biologică. Tu erai pe afară, Elena. Da, păi... Vedeai acolo... Scurioasă că n-am văzut nicio. Și văd că dădaca ta, care este aici, este la fel de emoționată. Pentru că ați văzut întâlnirea, nu? Să luați microfonul. Da, foarte emoționată. Sunt după atâția ani de zile. Doamna Mariana, da, a crescut. Mâine, păi mine, ne invită la nuntă. Exact. Mergem în America. Merge. Sau vine aici. Ai prieten? Opa! Se distrează lumea. Poți să spui, sincer. Am înțeles, să trecem peste acest moment că e mama de față. Nu, că mama știe. Deci copila nu a avut niciun prieten, am zis clar. Până la 18 ani, să nu te prind. Tu i-ai zis așa? Da, și Glenn. Deci Glenn, eu ca eu. Dar Glenn nu... Nu ne jucăm cu anumite faze. Odată pentru că sunt anturaje, ea trebuie să... Ea are tot clar... Tot că se îndrăgostea și ea? Să amâne puțin. Cam înțeles. Deci, o fi Sanda ea în armată înrolată acolo, dar ce armată a făcut acasă Elena Cârstea cu ea? Să amâne puțin. Și a zis, mama, dacă vrei, după 18 ani, că ești mare, ești majoră, treaba ta, ce faci? Deci, avem două reguli. Nu poate să plece de acasă până nu termină liceul și nu prieten până la 18 ani. După care, după ce e pe picioarele ei, după ce a terminat și e deja pe picioarele ei, practic, fă, mama, ce vrei cu viața ta, tu iei decizii, Sanda, tu le faci, tu le tragi. Da? Să-ți spună el, nu? Las că povestesc eu. Până atunci, haideți să ne întoarcem la această întâlnire emoționantă, pentru că vreau să vă spun, a fost multă lume de față la această întâlnire, au venit vecinii, rudele și la un moment dat Sanda și mama biologică au rămas singure. Au fost destul de reținute, de stinghiere, dar totuși au găsit momentul ăsta când au putut să povestească ce au pe suflet. Elena, cum vă spunea ceva mai devreme, ieșise din casă pentru a saluta vecinii care s-au strâns acolo să o vadă pe doamna Elena Cârstea venită din America. Ursul cu lanțul. Așa. Iar acum, haideți să vedeți această întâlnire și discuție. M-am bucat pentru tine, bine că ești mare și cum ești sănătoasă, bucur că ai venit pe la mine și îmi cere tare iartă că nu mi-a dat voie. Nu te crezi că eu cu ea te creșteam, așa am prins amândou când te duci la leagă, tu simțeai că erai mică, dar simțeai că te duci la leagă, așa am prins și eu așa pe ei. Când m-a rugat, am postit pentru tine și... Mamă, e bună Elena cu tine? Da, e foarte bună. O mai vii când ai vreme și poți. O să mai vin. Ui, frumoasă și domnișoară. Așa am fost eu când a fost domnișoară. Așa faină ca și tine. Blondută, așa. Ca și, așa era și de nu când eram mic și Maria, fără mea blondă la păr. Și a adus aminte când a dus-o la leagăn și a adus aminte că plângea, pentru că probabil simțea că o dă. Da, săraca, deci... Adică și pe femeia asta, o mustră conștiința și are multe... Dacă nu aș fi crezut că, într-adevăr, această doamnă, s-au întâmplat multe lucruri cu ea, probabil că n-aș fi fost de acord într-un final ca ea să-și vadă totuși mama, dar nu ținea de mine și Sanda oricum ar fi făcut de capul ei. Uitându-mă la materiale și văzându-o, îmi dau seama că mamei tale biologice, cred că este destul de greu să se ierte ea pe sine. Corect. Poate așa, săraca. Mă, Dumnezeu știe ce e sufletul. Le vedem aici asemănarea. Da. Sigur că dacă o aranjăm, o fardăm, îi punem și niște dantură, e altă poveste. Automat. Deci sărăcia naște monștri, știți foarte bine. Pentru că sunt niște oameni foarte simpli. Foarte simpli, dar și... foarte drăguți și... Noi am rămas cu impresia oamenilor pe care i-am cunoscut ieri și cu faptul că această femeie și-a dorit și știu sigur că și-a dorit să-și întâlnească fata, chiar dacă n-a crescut-o ea, ea va fi întotdeauna o parte din ea. Sanda este liniștită că știe ce s-a întâmplat, știe de unde vine și mai departe vedem. Nu? Da. Ieri s-a emoționat foarte tare mama ta când a văzut-o cântând pe... Da, pentru că era melodia care mie îmi place foarte mult, foarte mult. Și în prima fază mi s-a părut că era glasul Elenei. Și când am văzut-o pe
Doamna, mama, ce? Foarte multă lume vrea să mă imite, ai înțeles? Deci asta este o boală. Eu vă mulțumesc mult că ați venit la emisiune. O să ne vedem și săptămâna următoare. Mai sunt multe de discutat, multe de povestit. Acum o să vă las să vă duceți acasă. Mulțumim mult pentru invitație. La mama. Să vă duceți acasă, mama. La bunica. Da, bunica. Da. Să rămână mult, doamna Mariana, că ați văzut-o la televizor și că ați vrut să veniți să o vedeți în realitate. Și eu vă mulțumesc. Mare surpriză. A fost un gest foarte frumos din partea dumneavoastră. Să rămână și vă mulțumim mult de tot. Mariana, și eu vă mulțumesc. Este o femeie extraordinară. Și gospodină și ținea la Elena și la fată, parcă ar fi fost a ei. Foarte frumos. Și pe Adriana, tot dumneavoastră? Da, da. Și pe Adriana. Adriana avea 3 săptămâni, da. Când da. Asta mică avea un an și o lună la... Bravo! Sunteți o femeie extraordinară. Vă mulțumim mult de tot! Multă plăcere! Iar eu vreau să... Am o nepoțică de 3 anișori!